dimineața, ce faci, Tibi? Ce faci? Hai că începurăm aici cu... Se apropie Paștele. Și se uie. Curățenie, a? Păi da, curățenie. Amândoi, a? Păi da, așa e și mult timp în cal. De Silvia cu cântena. Da, vă spălați cu voile, cu pâine de mâncare. Așa mai de mine cu spălă cu voile. Voi intrați în casă, a? Da, noi intrăm în casă. Vă faci spălă cu voile. Așa e, nu? Așa e, nu? 2016? În ce an suntem? Da! În 2016? Da! Ia ține, ia uzi, în ce an suntem? În 2016. 2021. Ei! Mă, Silvia, ce ai? Da, să te văd, Silvia. În 2020 suntem. Aaa, stai că vă să-ți mă, ce spune? Ce aveți? 2009. Mă, Silvia, în 2009, cum adică nu știu ce suntem? Ha? 2021! Era bine dacă eram în 2021. Păi lasă că i-a zis 2016 prima dată. Ce? 2016 a zis prima dată. Da. Vreau să spui pentru secolul ăsta, 2023, sunt prea tare că spăla cobori. Exact, 2023, uite. Vasilia, sper că glumești cu 2016. Da, mai faceți leu. Doamne, ce bine era dacă eram în 2016. Mai faceți leu. Mai întâlneam cu 5 ani. Silvie, coada aia nu merge, să prim la mop. Nu merge, că se rupe. Ia vezi. E rupt, da? Bine, ăsta nu mai dă-ne două ori, că e și din prima. Nu era mult, dar am dat cu spumă pe aia de ea. Freacă, freacă bine, Tim. Am dat și eu, nu, am dat și eu. Ce, nu e și bine asta? Ba, da. Merge și aia? Silvia, merge? Nu se filetează, nu? Sau ba da? Hai, un benzin, da? Da. Da. Mamă, Tibi, dar și tu dai cu apa pe Adidas. Da, să se spele. Da, e vorba de Adidas. Nu, îți dau eu pereche de Adidas, am acolo pe picioare multe. Am o pereche, două, de Adidas și dau. Dar nu te udă, de ce te udă la picioare? Deja s-a udă. Ha? De la păi nu trebuia, de ce nu e cizme ce mai? Nu mai e de rom pachet, nu mai, a? Nu mai. Lasă, bagi ferii. Ha? Bagi ferii, da, pe ăla, al meu, al gri. Și pe ăla. Dă-i seama cât avem. Trebuie să punem traperile, spălate, nu mai câte sute de din alea trebuie băgate. Ca sigur, din aia mic. Ce să curăm cu ceva pachet? Geamurile șterse. O grămadă. Cred că în 2-3 zile terminăm tot. Da. Da? Dar la o draperie eu am alea deja puse. Ce? La o draperie asta de sus, eu am capsele deja puse la ea, dar am încercat eu să o pun și n-am putut. A, deci numai pe șină. Da, nu m-am băgat pe... Uite, urcăm, uite, care și pe care, la care? Sus. La pe hol. Sus? Da, pe hol. Asta. Ce se? La asta aici? La asta nu. Ce este, Silvie, de capse? Ce? Păi de la stradă, dar cine să se duc? Ce, coadă? Mă duc eu. Ce, a rupt nu? A rupt tot timpul. Mai trebuie da. Am luat! Ai
Care faci din ăștia să faci și pe asta, pe șină. Asta e șina și separată, da. Prima șină sau al doilea, nu știu care vine. Ce e face? Tibi. Da? Ajunge scara aia acolo? Ajunge. O să fii cum mai face, nu filmează. Cu asta ajung și în pod. Ia uite, au șters balustrada băieții. Și acum băgăm perdeaua aia, traperia. Traperia. Nu, nu, pune perdeaua prima dată. Nu să le dăm într-o parte. A, așa da, hai. Să nu cazi, Tibi. Cum dăm noi asta jos, asta zi, candelabrul ăsta până jos trebuie? Ia, Tibi, are din ăsta. Să-l ștergem și să mai schimbăm becurile din el. E greu, trebuie să urcăm în pod. E pe sclipete, pe lanț și se dă pe motor, se dă până jos, dar... Na, trebuie să mă urc în pod, dar asta rămâne altă dată. Tot nu ar scoată. Ia Tibi de acolo. Da, mai căzut. Aia de ciment care e așa pătat, uite. Ia, poate să ia, ia. Se ia, se ia. Aia e de aia, zic, de la ciment de când au turnat. Uite cum se vede și acolo. Hai că se ia. Da, ia uite. Hă? Frești după aia, râchii cu cuțitul și după aia de aici acolo. Da. Am terminat cu covoarele. Am spălat curtea. Fetele sunt sus. Am luat-o de sus cu curățenie. Ia uitați, prieteni, ce am făcut. Vă spun și eu prostia mea, am și eu o prostie. Poate nu vede câmpiana dacă vede filmulețul. Ne uitați, am dărmat ușele la... Ia uite ce am făcut. Ia uitați. Să vă mai zic de ce? Nu vă mai zic. Da. Asta e. Supărări, problemele mele care le am și eu și nu mă înțelege nimeni. Da. M-am enervat, am spart. Am făcut și eu ceva. Am făcut și eu o prostie. Ce prostie ai făcut? Le-am spart aia. De ce ai spart? Am spart. M-am trezit cu o durere de cap azi dimineața. M-am trezit cu durere de cap, eram așa nervos, adică nervos, nu eram eu nervos. Asta spuneam, curățenia de când am început câmpeana. Ne ajută Silvia și bărbatul ei. Am terminat cu voarele și de m-am trezit când am început să beau cafea. M-am luat cu dănuț în coarele. Adică nu eu. În fine, nu mai spun. Asta mai ascundem și noi. Nu spunem adevărul tot timpul, pentru că e mai bine așa, să nu mai începem iar cu... Mai avem și noi familie, uite, ne mai vine ceata supărările și s-a supărat Dănuț, m-a încertat cu el. Și cine nu se încearcă? Păi se ceartă oricine, dar asta e, dar uite, eu am spart acolo, am spart dulapul. Păi e problemă la masardă. Am la masardă eu. Bine că am eu la masardă. Am dărmat ușa, am spart vaza aia, fructiera aia care era de porțelan. Aia e 3-4 milioane. Am făcut pagubă. Am făcut. Pentru că nu mă ascultă nimeni. Nu mă înțelege nimeni pe mine. Săracu de tine. Păi pe noi cine ne înțelege? Că bine, dar ce nu fac eu în casa asta? Faci, mi și gata. Te rog, oprește-te. Nu mă opresc, uite. Vrei să opresc telefonul? Da, oprește.
Dacă eu te ajut oriunde și peste tot, și la ladă, și la curățenie, păi și la urma, și nu trebuie să mă ajut. Am zis lui Fitu, că el doar se îmbracă și se duce și nimic nu știe în casă. De ce? Spun. În fine, nu mă crede nimeni. Dacă îl mai duce odată, atunci o să vedeți voi lipsa mea. Fiecare merge mix acolo unde trebuie. Da, o să merg eu înaintea voastră. Da, nu o să crezi asta. Atunci văd eu copiii mei. Cum o să ne plângă. Acu, dacă murim, murim. Ce vrei să facem? Păi murim și gata. Stai. Toată lumea se duce acolo. Crezi că se nu... duce, dar uite, ducem de vreme. Asta e, ce vrea Dumnezeu de sus. Ducem de vreme. Numai spitale, numai bolnavi, numai supărări, numai cercuri. Cât să mai ținem și noi? Că vrea Dumnezeu. Nu, am zis eu o vorbă de mult, știți, prieteni, dar eu tot timpul spun adevărul și rog să mă înțelegeți. Când eram mai tânăr și erau copii mici, am strâns bani și am pus deoparte și aveam mulți bani. Când eram eu mai tânăr, pentru că erau copii mici, nu îmi cereau avioane și masarde, să zic așa. De când au crescut copiii mari, nu mai pot să fac nimica, pentru că trebuie să fac ei pe șefii, Lumina, bineînțeles, știți cum, Dănuț are și el pe-a lui. Și nu pot să mai mă țin la ei. Da. Eu trebuie să știu problema fiecărui. Păi nu cumpeană, dar ca și la români. La român la 18 ani a făcut majoratul. Eu ca părinte îți dau o cheie, un apartament sau o mașină. Ce oferă? Ce poate părintele ăla? Înțelegi? Și bă, de aici te descurci și uite, ia bănuțiește și de aici îți iei un serviciu și te duci și trebuie să-ți faci tu familie. Uite, s-a dus fiecare unde a vrut. Păi s-a dus, uite, Lumina, asta e serviciul lui Lumina, serviciul lui Dănuț, serviciul lui... Dar eu, noi știți cum e la noi, până la bătrânețe trebuie să știm, mă, Câmpeană, nu vorbesc prostii, lasă-mă. Da, lasă aia cu de copii, vorbim altceva. Nu, dar simt și eu așa, mă, descarc și eu. Lasă, nu mai te descarc, ce să te audă? Să-mi bucur dușmanii. Se vede că am spart mobila. Da. Nu mai fă-ți să vorbesc. Două, dracu, am spart mobila, uite, am spart niște pahare, niște vaze, niște alea, care am făcut. Și cine ți-a pus? Pentru că nu mă înțelege nimeni. Gata, nu te înțelege nimeni, pe cine vrei să-mi bucuri? Pe Dumnezeu. Îi pare rău pe cineva de cine, dacă spui, sau ți le aduce înapoi, sau cum? Dacă nici eu nu ajut în casa asta și fac și curățenie. Păi și trebuie să te lauzi. Nu că mă laud, dar vreau să faci pentru așa, cineva. Nu, Câmpeană, spun ție, dar nu spun lui Dănuț sau cuiva. Păi nu, mami, știu. Stai un pic, nu mă ascultă. Dar tu așa că știi. Arată mie cine, care un țigan mai dă cu mătura și mai spală un covor. Max, nu te obligă nimeni. Nu, pentru că eu când văd că e ceva și vă văd la muncă, păi iau eu de la voi. Tot dar ca să fie bine nimeni. Să nu intervină certuri și supărări. Te obligă cineva, faci pe tot pentru noi în casă, faci pentru altcineva. Nu, fac, dar nu sunt apreciat. A, păi ești apreciat de mine, de cine vrei să fii apreciat, de David? Copiii mă înjură să mă fută în gură. Lasă, mă fută în gură, că nu e bine. Lasă, nu-i nimic. Un părinte, un copil care înjură părinții, nu e bine, să știți. Spuneți voi, prieteni, dacă e bine un copil să-și înjură părinții. Gata, cu nu mai îmbucura lumea. De aia nu mai e... În casă și în familie, înțelegere și ale. Aveam și eu părinte, aveam și eu pe tatăl meu, care eu nu i-am greșit așa niciodată. Fugeam înaintea lui când se supăra, când îl vedeam și spunea. Mă ascundeam, nu de rușine. De rușine, nu mai spun de altceva, de rușine. Trebuie să avem rușinea părinților. Pentru că părintele nostru care ne-a dat viață, care e și să nu respectăm, să nu mai ținem cont de părinți. Hai mă, Câmpeană, că și tu ai mamă, ai tată, nu mai ai, cum nu mai ai nicio. Și ne e rușine și ținem cont de părinții noștri. Dar uite că copiii noștri nu mai țin cont. Dacă nici la 30 de ani, că fie care să facă au câte 30 de ani, nu mai sunt mici. După pași știm ce avem de făcut și punct. După pași v-am zis eu, oameni buni, că eu nu mai stau aici, gata, am plecat, mă duc la muncă, mă duc oriunde. Mai rap două săptămâni
și după aia nu mai suport. O să mă duc naibii odată să stau să mă liniștesc, să mă distrez și să mă duc așa, nu mi-e frică de muncă, mă duc la muncă, dau și cu sapa orice, fac orice, găsesc eu o afacere, o combinație, orice. Și muncă, ce-o fi asta e, mă duc cu mâinile în buzunar, mă duc. Cu mâinile în buzunar mă duc să stau 3-4 luni, toată vara, și fiecare să-și vadă de treabă. Și lumina, și Dănuț, și la revedere. Pentru că este mai bine așa cum pe anul. Plecăm amândoi. Normal. Și fiecare să... Să-și creacă copiii, fiecare, fiecare să să-și crească copiii, să-și aducă pâinea pe masă. Că nu mai au 10 ani. Au câte două, au peste 20 de ani fiecare. Fiecare. Și la 20 de ani, frate, dacă nu muncește și nu aleargă omul, când aleargă? La 40, la 50, atunci numai că cedează imunitatea și oasele lor și ele. La 20 de ani trebuie să spargi pe troiul în mână, să alergi, să faci bani. Păi dacă nu la 20, la 30, când? La 70? La 70 de ani să mai aleargă după bani și muncă. Când? Când? La 100 de ani? Mă duc cu pleană, mi-au ce mă duc să mă prim, să mă distrez, să muncesc, să vin de la lucru, de la ce vin, să ne găsim o afacere, să punem pe picioare o afacere, ceva, să facem, să producem ceva. Deschidem noi ceva, o spălătorie, ceva, un bar, un restaurant ăsta mai mic, o alimentară, un magazin acolo de fructe. Un magazin de fructe măcar, ceva. Și las că știm noi, nu suntem noi nebuni, nu ne descurcăm noi să deschidem ceva. Ia uite mă, nu ne mai trebuie nouă. Ce facem, ce producem, să ne plătim utilitățile și să mâncăm și atât. Am muncit pentru copii și dacă nu apreciază asta, când apreciază? Și m-au făcut de 2 bani. M-au făcut de rahat. M-am făcut de rahat copiii, care aveam și eu cuvânt și obraz în orașul ăsta. S-au făcut în primul rând și pe ei de nu au valoare, de nu-i vede lumea bine, de nu au cuvânt. Când ieși ei în lume, nu mai au cuvânt și respect și m-au făcut și pe mine. Dar de ce? Eu am demonstrat că pentru ei i-am pus... În poziția lor, cum trebuia la fiecare, dar dacă ei nu și-au dus steagul mai departe... Fata nici nu mă sună să vorbească, sună pe altcineva și vorbește. Da, sună pe altcineva, da, și nu, nouă ne zice că am înjurat-o, că am făcut-o în toate felurile. Nu trebuia să-i zic nimic, și trebuia să-i spun să rămână, bine ai făcut. Așa trebuia să-i spun. Așa trebuia să-i spun. Am spus că de ce să ne sună? Adică? Adică voi copiii să mă înjurați pe mine, nu? Și eu dacă vă spun și eu ceva... Nu mă sună pe mine, să n-a adică avut încredere în mine. Copii, a avut încredere în lumea elantă, a avut încredere. În mine n-a avut încredere niciodată. Duceți-vă unde vreți fiecare. Lasă că o să vadă ei. Da, lasă că aude ea, să audă. Nu, într-o bună zi. Spune că la ce să mă sună, că am înjurat-o, că am făcut-o în toate felurile, eu și tasul, da. N-am avut, da, trebuia să rămână, bine ai făcut, așa trebuia să spun. Dacă auzi iar, că am zis adică că nu te mai pomenesc. Noi vrem rău la copii. Mă bucur și eu când îi văd pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun când văd că merg bine. Uite, a luat-o pe drumul cel bun. A luat-o pe drumul cel bun. Las. Nu mai vorbi de nimeni. Fiecare să facă ce vrea. Iar vorbim de ea. Nu, dar spune lumea că vorbim numai de ea. Cum să nu mai vorbim? E copilul fără nume cum, vorbim. Ce să fac? Fără nume. Ce să fac? Că de ce vorbim? Păi vorbim că știm că vede. Vorbim, nu de asta, Câmpeană. Dar uite că... N-avem voie să vorbim, parcă vorbim de copilul altuia. Vorbim de copilul nostru. Că nu știu ce să mai fac să fie odată bine.
Nu mă văd odată liniștit. Ne zice, auzi, că facem să facem bani. Ce bani să facem noi cu tine? Și ne-a sunat, a trimis mesaj pe TikTok, auzi, că cerșim la lume. Așa am ajuns să-mi spună copiii. E treaba lor. Asta, că asta e. Asta e. Da, să sună pe cine vrea să vorbească. Că întotdeauna n-a avut încredere în mine și uite unde a ajuns. A ajuns departe. Nu vorbea cu mine, vorbea cu altcineva. S-a luat după toate și unde ai ajuns. Vai de... Capul meu, nu mai spun de-al tău. Ce pastile astea? Pastila mea, vezi? Pastile de ta, de Durex. Da. Lasă, asta e. Bun. Asta mergem e. Înainte, oameni. Mergem înainte. Mergem înainte, așa cum plecăm după pas și gata. Mergem înainte cum vrea Dumnezeu și asta e. Răbdăm, facem și n-avem ce face. N-avem putere. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu va veni odată bine. Bine, oameni buni. Vă mulțumim că ne scrieți, că ne dați mesaje, că ne scrieți acolo și pe Facebook. Ne încurajați, toată lumea îmi scrie pe Facebook și ne spune că ne urmărește cu mare drag. Multă lume ne învață, mergi înainte, lasă lumea să vorbească, lasă că lumina o să fie bine. Vă mulțumim, oameni, că sunteți alături de noi, sunteți cu noi. Și noi vă mulțumim, oameni buni, că sunteți alături de noi și vedem, ne auzim. Asta e. Uite așa, ziua asta, nu ne-am trezit bine, adică ne-am trezit așa, uite, cu curățenia asta și mă simt așa, de parcă n-am chef de nimic. Bine, vă mulțumim, oameni dragi, ne auzim.